Mulțumesc, domnule, că sunt dumneavoastră după masa aceasta. Ușor că cum ați auzit numele meu, este Ghiță Marțean. În seara aceasta sunteți vizitați de 3 marțieni și 2 marțieni și prin invazia marțienilor, dar asta este. Suntem 3 frați la tata și la mama care au plecat la veșnicie, dar eu sunt cel mai mic. Eu sunt mezinul. Și anul acesta am schimbat prefixul la 6, așa că ei sunt mai mari decât mine, dar se pare că Dumnezeu a ales ca să stau în fața dumneavoastră și să vă spun că mă bucur enorm de lucrarea tinerilor. Mi-am adus aminte de primele predici, primele tentative de predică. Am transpirat puternic, m-au copreșit emoțiile și dacă ar fi să vorbim despre emoție, vreau să vă spun că am rămas tot tânăr, adică am emoții. Nu discut de emoțiile tinerețe, încă sunt emoții și în seara aceasta sunt în fața dumneavoastră să prezint un scurt mesaj. Era genericul pe care tinerii vremii noastre îl abordau. Psalmul 108, versetul 13, prima parte. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. Nu uitați lucrul acesta, dragi tine. Dacă vrem să facem mari isprăvi, e nevoie de Dumnezeu. Și e nevoie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. M-am bucurat să văd referințele despre credință, felul în care poate le-a prezentat lucrarea credinței. Și spun Domnul să binecuvinteze pe fratele în lucrarea care o face, să îi dea întotdeauna o zelă în lucrare. Și vreau să vă spun că e adevărat tot ce zice Scriptura. Fără credință e cu neputință. Am primit acolo spre Naaman și vreau să fac o referire la felul în care Dumnezeu lucrează. De ce suntem în seara aceasta aici? De ce a fost Naaman din Siria în Israel? Păi a fost pentru că o copilă, o tânără, a fost luată roadă, dusă în Siria și acolo ea a vorbit leprosului Naaman despre lucrarea lui Dumnezeu. De ce suntem noi în seara aceasta aici? Vreau să vă spun că am făcut multe planuri. Mi-am dorit mult să fiu cu frații mei și chiar dacă am privat de prezența noastră biserica din Giurgești, dimineața am fost la Negrilești și după masa aceasta aici, duminica viitoare, o să fie frații mei la Bistrița. Și tot așa. E pentru că o tânără de la liceul creștin Lopes, la ora de română, a fost întrebată. Profesoara punea întrebări așa, spuneți un poet creștin al generației noastre, din vremea noastră. Și tânăra aceea a zis așa, Simeon Felix Marțean. La care profesoara s-a oprit, s-a uitat la ea și zice, da, Simeon Felix Marțean, zice, dar cum am reușit să facem rost de Simeon Felix Marțean, să-l aducem la Logos Bistrița, să prezinte poezia elevilor, pentru că tineretul zilelor noastre are nevoie și de poezie. Pentru că în noi există poezie, dar trebuie să o sensibilizăm. Și astfel s-a evit situația aceasta ca să fie liceul Logos, să invite pe fratele Simeon Felix Marțean pentru o ziua de vineri la Logos, să prezinte fața elevilor poezia. Am stat de vorbă cu frații mei, ei slujesc la biserica din Vulcan, fratele meu mai mare se ocupă de partea aceasta media și transmite live slujba din biserică. Am zis, caută cumva să scape pentru două duminici de slujba aceasta și să fii în zonă, să ne putem bucura o săptămână să ne desfătăm în Dumnezeu. Apoi, de ce sunt aici? Și de ce suntem aici? Am privilegiul acesta să am ca și prieteni pe fratele Gabriel. De multe ori povestim la telefon multă vreme. Ne împărtășim. Câteodată în slujirea aceasta experiențele cu Dumnezeu. Și fratele a zis așa, când vine fratele Dumnezeu, n-ai vrea să ne indici la mea la biserică. A zis că eu fac tot posibilul. Dar dacă Dumnezeu va voi să ajungem acolo, cu toată bucuria și deschiderea.
Și astfel că Dumnezeu este Cel care a facilitat întâlnirea din seara aceasta cu dumneavoastră. Eu am mai fost în biserică, în biserica aceasta, dar nu în clădirea aceasta, în cealaltă. Nu știu dacă fratele Grigore ar putea să ne spui când a fost ordinarea fratelui Romii Mocan aici. Dar sunt peste 40 de ani oricum. Eu nu mai știu ce a fost atunci, dar știu că erau doi care au fost ordinați. Eu am venit din Bistrița, atunci eram în tinerel, m-am strecurat de găușă, n-am mai putut merge mai departe. Și eu, ca și Zacheu, eram mic, nu eram nici dus pe acolo să mă soi. N-am văzut nimic de la Amon, dar am auzit numai ce s-au discutat. M-am bucurat că am fost prezent la rotare fără să văd nimic. M-am bucurat de ce s-a întâmplat atunci. Am rămas cu amintirea. Și amintirea asta a tinerii tare faină. După vreo 2 ani de zile, am pornit cu un frate tânăr, pentru că era nuntă la biserica din Bistrița, hai să mergem din nou în Becran. Și am pornit în Becran pe tren, cineva mi-a spus, zice, dar și la biserică din Becran este nuntă. Nu, zic, nu-i bine. Noi nu pornim la slujba de nuntă, dar vrea să vedem altceva. Și atunci zic, hai să mergem undeva pe sate. Și am pornit la Cociu. Dumneavoastră îl cunoaște, nu că e aproape de dumneavoastră aici. Și ne-am dus pe jos la Cociu, nu știam unde este biserica. Și am întrebat. Nu ne spuneți unde este biserica pentru că o sară din Cociu. Și primul trecător cu care ne-am întâlnit era de celălalt pe strada asta. Ne mai întâlnim cu o femeie, între noi și pe el, zice, luați-o pe aici. Ne mai întâlnim cu un bărbat, zice, luați-o pe aici. Ne-am tot dus unde ne-a arătat, dar ceea ce ne-a surprins e că sunt puțin alt casele. Unde ne-au arătat oamenii, așa nu mai erau casă. Și ne-au scos afară din sat. Ne-au indicat pe unde se iese din sat, nu de biserică. Când am văzut că nu mai este nicio casă, ne-am oprit, zic, nu-i bine, ne întoarcem înapoi. Nu-i mare sat, o să-l căutăm noi, biserica. Dar venea un om. Și zic, stai să-l întrebăm și pe omul acesta. L-am interpelat și l-am întrebat. A care s-a uitat în sus și zice, dar sunteți pocăiți? Da, suntem pocăiți. Zice, nu, haideți cu mine, că și eu sunt pocăit. Și luați-mă unul de o mână și unul de altă mână, zice, eu nu văd. Eu nu văd bine, zice, mă uit numai la vârful plopilor, că pe vremea aceea erau plope marginea drumului. Eu zăresc numai vârful plopilor și după vârful plopilor mă orientez. Venea din satul vecin. Și el mi-a călăuzit până la biserică. Ne-am bucurat cu frații puțini care erau atunci acolo. Dar e lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, cu Dumnezeu vom face mare sprânt. Nu uitați lucrul acesta, dragi tineri, puneți-vă încrederea în Dumnezeu și slujiți. Pe mine mă impresionează profund tineretul care slujește astăzi. Vreau să vă aduc aminte de un slujitor al Domnului numit Anania, căruia Domnul îi spune, du-te și da adresa la un om acolo, că trebuie să rezolvăm problema. Și îi spune Anania, nu mă duc. Nu mă duc că omul ăsta e om rău, caută să ne omoare. Păi zice, el se roagă. A recunoaște pe omul lui Dumnezeu este că se roagă. Când am venit aici și am văzut pe tineri la Agon, mi-a tresfătat inima de bucurie. Dragii mei, iubesc foarte mult tineretul. Iubesc foarte mulți copii. Și voi întorc în numele Domnului, iubită biserică. Apreciați pe cei care se ridică să spună versetul de aur. Chiar dacă îl vor repeta și vor greși, nu e o problemă. Îl greșești de astăzi. Dar repetiția vă face să îl știe la un moment dat. Binecuvântați pe cei care se ridică în numele Domnului și pornesc de tineri spre slujire. E minunat să vezi un tânăr în vremea aceasta vorbind despre Dumnezeu și având numele Domnului pe buzele lui. Cel mai mare har. Și cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. Ce este credința? Ne aducem aminte, Domnul Iisus obișnuia să spună mereu, atunci când rezolva problemele în mulțime, ce credința ta te-a mântuit. Poți să rogi pe oricine să vină cu tine, hai mă zice că tu ești pocăit, ai și vorbește-mă tu de bine. Nu se rezolvă problemele până când Duhul Domnului nu intră în inima ta și credința nu crește și nu se dezvoltă acolo în inima ta. Este important, dragul meu, să fii în mâna lui Dumnezeu. Și eu am fost tânăr ca și voi. Dacă am ajuns păstor, n-a fost opțiunea mea. Am ajuns păstor pentru că n-am știut să spun lui Dumnezeu. Niciodată n-am spus lui Dumnezeu.
Petrean căuta pe cineva să trimită la timpul de rugăciune. Și o trimis pe toți bărbații din biserică, nu erau foarte mulți, la timpul de rugăciune și toți au zis că nu. Și la urmă m-a trimis și pe mine, eram singurul tânăr din biserică. Păi dacă toți bărbații au zis nu, păi eu cum să fac? Am zis și eu. Și l-am văzut pe omul acela că și-a luat Biblia în mână, s-a dus la antor. O ținut timpul de rugăciune, o ținut studiul Bibliei, cum era programul acolo și o ținut serviciul de evanghelizare. N-am știut pe unde să intru în pământ. Mi-a fost rușine de mine. Mi-a fost rușine de Dumnezeu. Mi-a fost rușine de omul acela. Și în momentul acela mi-a luat hotărâre în inima mea, niciodată, să nu zic nu atunci când Dumnezeu zice da. Să nu zic nu atunci când sunt trimis în numele Domnului, în slujire. Doamne, dar nu sunt pregătit. A fost atâtea situații când n-am fost pregătit. Dar cu Dumnezeu vom face mari sprâni. Nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu nu te trimite fără să te însoțească. Dumnezeu nu te trimite niciodată singur. Pentru că Dumnezeu își dorește ca lucrarea Lui să fie slăvită. Ca numele Lui să fie înălțat. Cu Dumnezeu vom face mari sprâni. Era odată în vizită la frații mei, în orașul Vulcan, la Biserica Pentecostală și eu recitam poezii pe vremea aceea. Aveam multe poezii în mintea mea. Dar tocmai atunci era un poem pe care îl cânta corul și dirijorul, cel care a compus poemul, venind de la Timișoara, a fost să vadă cum prezintă corul poemul, poemul lui, la urma urmei. Corul s-a pregătit în mod excepțional. I-am auzit că vin musafirii de la Timișoara și am zis, e bine. De data aceasta nu mă pune să recit poezie, pentru că am musafiri. M-am dus liniștit, m-am dorit de tot. Toate poeziile mi le-am scos pentru că am vrut să mă bucur împreună cu coriștii acolo. Mă aduc aminte că era cu el pe margine și m-am pus sub niște haine acolo, că era vreme de toamnă și punese frații hainele acolo. Și m-am pus și stăteam liniștit acolo, când la un moment dat se ridică dirijorul de cor și spune așa, fratele Ghiță are o poezie după care va cânta corul. Am înlemnit. Aș fi vrut să-mi treacă prin cap o poezie, dar toate erau aduse. Am fost golit totul de orice poezie. M-am ridicat de acolo și am venit la marginea bâncii și nu mi-am adus aminte nicio poezie. Am înaintat până în fața ambonului, eram cu spatele la biserică și încercam să mă amintesc ceva. Și când m-am întors pe mulțime, care aștepta să recit poezie, era încă gol. Și în momentul acela, Duhul Domnului a fost cel care a inspirat poezia. O poezie pe care altă dată am recitat-o, dar atunci eram gol de tot. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să se slăvească, El este acolo. Nu trebuie decât să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. E atât de ușor dacă înțelegi că trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă laud, vă laud pentru construcția măreață pe care ați dedicat-o numele lui Dumnezeu. E frumos. Dar vă laud mai mult pentru ceea ce sunteți ca biserică, ca trupa lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Stați pe temelia adevărului. Luptați pentru adevăr. Luptați pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Căci credința este o credere neclintită, spunea versetul de aur, în lucrurile nădăjduite, puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Sunt atâtea lucruri care nu se văd. Și așa cum aminteam, povesteam cu fratele Gabriela despre lucrurile care nu le vedem. Mergem prin cetăți, spunem la oameni, de unde știm noi cine va răspunde chemării? De unde să știm noi cine este cel care se va boteza, se va mântui? Dar trebuie să spunem. Și Domnul să ne ajute de fiecare dată să ne ridicăm pentru gloria lui Dumnezeu. Dragi tineri, slujiți lui Dumnezeu. Sunt atâția tineri care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și așa cum se arăta și aici, pe mine m-a impresionat foarte mult Shadrach, Meshach și Abednego și mărturia lor. Când împăratul spune, dar ce eu m-a scăpat din mâna mea? Care Dumnezeu este acela? Și eu răspuns așa, chiar dacă nu ne scapă Dumnezeu, hotărârea noastră este să nu ne închinăm. Păstrați-vă curați pentru Dumnezeu, dragi tineri. Puneți-vă la dispoziția Domnului pentru slujire.
căci cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. Și nu uitați un lucru. Binecuvântați pe Dumnezeu și binecuvântați pe cei care vă conduc. Priveți spre cei care slujesc aici în față. Nu uitați să apreciați pe cei care se ostenesc între voi. De tineri obișnuiți-vă. Ca cei care predică de fiecare dată să primească aprecierile voastre. Ca cei care se ostenesc să primească aprecierile voastre. E foarte important lucrul acesta. Ca cei care cântă și priveam aici, nu e ușor să vii în față să cânti. Emoțiile te încearcă. De fiecare dată. Nu e ușor să spui o poezie. Toate lucrurile acestea trebuie pregătite, trebuie transpirație și trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Dar aș dori să rămânem la ceea ce ne spune Cuvântul. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. Amin. Domnul să te binecuvânteze.